Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 Online. Ei bine, fac acest videoclip pentru că multă lume mi-a spus să postez GTA 5. Chiar foarte multă lume, am sute de mesaje pe Facebook-ul: Gami, mai fă o dată GTA 5. Și astăzi o să vă arăt de ce nu postez GTA 5. Ei bine, după părerea mea, a devenit destul de plictisitor, sincer. Chiar dacă au băgat o grămadă de update-uri, gen mașina asta super, super, super tare, chiar nu mi se pare că ai ce face foarte multe chestii. Heisturile care îmi plăceau și așa sunt foarte puține. Și e aiurea că ai nevoie de 4 prieteni ca să te joci. Și na, acum ce au băgat update-ul ăsta nou cu hangarul, o să mergem să vă arăt imediat. Și da, e mișto și așa, numai că e boring, înțelegi? Adică nu poți să faci un video în care te duci la hangar și trebuie să furi niște chestii și după să te întorci cu avionul și asta e misiunea, știi? Mapa mi se pare prea mică pentru un joc atât de mare și atât de vechi, gen, uite, a apărut GTA 5 în 2013, suntem în 2017, au trecut 4 ani și mapa e aceeași, logică, te plictisești de jocul ăsta. Bun, deci ăsta e hangarul, acolo e un avion, acolo e un elicopter, au băgat și avioane noi care mi se par foarte stupide și nu știu, sunt tot, e plictisitor, după mine. Uite, hai să vedem. Mergem aici la birou, frumos, trebuie să ne înregistrăm ca un CEO, nicio problemă. Bun, ne așezăm și hai să vă arăt. Avem calculatorul ăsta ca peste tot, și în bunker, și în birou. Ok, hai să vedem, narcotics, art and antiques, jewelry and gemstones, tobacco and alcohol. Hai să vedem tobacco and alcohol ce trebuie să facem. Ok, deci acum trebuie să salvăm un titan din ăsta, gen, știi? Ok, ideea de bază e o mișto, știi? Doar că, nu știu, nu mi se pare ceva ce ai putea filma mai ales. Ok, văd avionul pe hartă, doar că nu știu unde e. Cred că e mai sus. Sau nu? Ok, o să zbor foarte jos ca să-l văd. Doar că nu e lumină, gen, știi? Și nu am cum să-l văd. Unde sunteți, mă? Aoleu. Și cum aș putea eu să trag cu tastatura? Acum, hai. Bă, bune! Aoleu, am început. Apă, ce cu space. Bă, da, trec de ei, că se mișcă prea încet. Bă, ori sunt eu foarte prost la jocul ăsta, ori e misiunea asta foarte grea. Nu pot să nimeresc! Mai ales că sunt singur, dacă mai eram încă 3, era ok, gen, știi? Hai că am dat. Acum din nou. Ha, mă, că ție să fum! Ok, ăla e deja pe roșu, titanul. Și eu efectiv n-am ce să-i fac. Uite, frate, uite, deci, uite, deci, n-am cum. N-am cum să-l nimeresc. Hai că mai are 3000 de picioare. Ba, am distrus un elicopter, văd. A plecat, cel puțin. Nu mai e. Mai are așa puțin. Eu nu pot, nu mă depășește rău de tot. Hai că i-am mai dat câteva gloanțe în gură. A ajuns? Bun. Bun, mi-a venit mașina, trebuie să ajungem la hangar. Ok, am ajuns la hangar și am făcut misiunea, wow. Și mi-a luat 20 de minute. Adică super mega plictisitor. Ok, hai să facem și altceva, hai să mergem la bunker să facem o misiune. Doamne, ce-i cu ceața asta? Bun,
am ajuns la hangar. Da, ok, e mișto, se deschide hangarul, e o chestie, știi? Dar frate, misiunile sunt nașpa. Ia. Și nici măcar, ah, ok, măcar intru cu mașina aici. Da, bun. Bun, și din nou avem aici un alt laptop unde să facem alte misiuni. Hai să vedem. Click to enter, resupply. Research. Facem research, hai să plătim research-ul ăsta. Nu știu cu ce o să ne ajute. Facem resupply, hai să dăm steel supplies. Ca să facem și noi o misiune. Deliver the supplies to the bunker. We might have to work alongside Meriwether, but we don't want them packing railguns. Not in this country anyway. Go to their docks HQ and take what you can. That's your resupply. Ok, trebuie să mergem la Meriwether și să furăm tot ce au ei. Prost, foarte prost. Am încercat și eu o chestie să par șmecher, dar nu mi-a ieșit. Uite, aia că asta mi-a mai ieșit puțin. Bun, ajungem imediat la Meriwether să vedem, mi-am pus armură, că cine știe ce trebuie să facem. Voleu, pe aici. Show! Cover. Vă, nu mai îmi trebuie o armură deja. Alo. Vă, nu. Așa. Ce mai e pe aici? Hai că misiunea asta îmi place, e mișto. Aoleu, mai sus. Și-a, tu mort. Hai că le-au și pe ăsta imediat. Așa, mai e cineva? Mai sunt sigur. Dar noi nu eram prieteni cu Meriwether, adică noi puteam să sunăm la ei și să, gen, știi? Ok, mort. E. Nu înțeleg. Ok. Ok. Hai că asta e mișto misiunea, îmi place. Bun. Vălu! Hai, ieși. Vai, lu! Hai odată. Slabă mișcare. Mai sunteți, mă? Nu mai sunteți, dă-vă dracu. Steal the supplies. Vălu! Vai, acum nu trebuie să mor. Ok. Deliver the supplies to the bunker. Ok, trebuie să plec. Dar ce face asta? Show! E mișto asta! Buzzards nearby can help deliver supplies to the bunker. Shit, trebuie să cobor de pe scări! Hai, că nu cobori scările, zici că... El se grăbește la metrou, nu fuge de ăștia să nu fie omorât. Înțelegi? Mamă, verișoare, ce tare e asta! Mă distrez! Ok, dă-i și fugi, frățioare, dă-i și fugi! Ți-am zburat că ești nebun? Bă, uite, misiunea asta chiar mi-a plăcut, chiar e șmecheră! Chiar foarte tare misiunea! Uite, au pus și elicoptere pe mine, mișto rău.
Hai că parcă încep să-mi schimb părerea de despre GTA. Nu știu, dar nu mi se pare o chestie cu care ai putea să filmezi mai multe episoade și na, nu știu. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Bun, hai că am ajuns la bunker. Nu știu, chiar am rămas surprins de misiunea asta, nu mă așteptam să fie chiar atât de mișto. Dar da, fraților, cam asta a fost cu acest episod de GTA 5 Online. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult să-mi dați idei în comentarii de ce ați mai putea să fac în GTA 5. Poate sunt unele chestii pe care eu nu le știu și zic că e plictisitor și așa, dar sunt foarte multe chestii mișto de făcut. Spuneți-mi în comentarii și da. Și înainte că să termin acest episod, vreau să vă spun că ne vedem pe 29-30 și întâi la Bucharest Gaming Festival alături de foarte mulți youtuberi foarte tari la Circul Globus, dacă nu mă înșel. Aveți un link în descriere de la eveniment. Și da, cam asta acest episod. Eu am fost Gam, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!